Structura centrală a DNA are obligația ca în regim de urgență să vină cu explicații sau cu anunțul că acuzațiile de fabricare de probe în cazul unor dosare vor fi verificate cu celeritate. Este de părere jurnalistul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Pe de altă parte, el a ținut să remarce maturitatea și profesionalismul procurorilor de la DNA Suceava, care și-au asumat erorile comise în unele cazuri. La Bucovina TV, în emisiunea Bucovina Retrospectiv, jurnalistul Tiberiu Avram a declarat că verificările interne trebuie să alunge orice suspiciune rezonabilă pe tema fabricării dosarelor pe baza unor probe falsificate. Dacă nu se lămuresc lucrurile astea, apare întrebarea firească. În câte alte dosare s-au mai fabricat probe? Aici e vorba în dosarul ăsta în care s-a fabricat, practic, de un denunț însoțit de niște dosare, niște tabele contrafăcute. Hai să ne gândim câte dosare chiar importante, da? Legate de personalități importante din România au fost deschise în baza unui denunț. Da. Cum a fost obținut denunțul ăla? Aici denunțul ăsta care era pregătit a fost obținut în baza unei amenințări că îi arestează sora. Da? Și omul a spus, am cedat. Da? Da. Deci dacă DNA nu lămurește, rămâne un mare semn de întrebare asupra acestei instituții care DNA-ul trebuie să rămână o instituție care asupra căreia să nu planeze niciun semn de îndoială, de asta eu am zis că... Nicio suspiciune, nici măcar rezonabilă. Nicio suspiciune măcar rezonabilă, pentru că DNA, activitatea DNA trebuie să continue, că nu pot să-și facă veacul la nesfârșit corupții în țara asta și să conducă și să-și bată joc de țara asta, dar tot ceea ce face DNA-ul trebuie să fie, cum spun eu, transparent și fără nicio urmă sau fără, ca să te citesc, nicio suspiciune rezonabilă că n-ar fi ceva în regulă din partea României. În orice instituție, de stat sau privată, există uscături. Oameni care greșesc, oameni care își încalcă atribuțiile serviciului, ca nu spunem că încalcă legea, cum e în cazul DNA, da? Nu e nicio rușine, din contră. Nu-i nicio rușine să recunoști. Oamenii au greșit, au încălcat legea, i-am scos din sistem. Da? Noi nu vrem în DNA și nici într-o instituție a statului decât oameni care respectă legea. Pe de altă parte, el a ținut să remarce maturitatea și profesionalismul procurorilor de la DNA Suceava, care și-au asumat erorile comise în trecut. Sunt foarte mulți profesioniști, din fericire aici la Suceava, chiar mă mândresc cu asta, că n-am avut și nici la cazul tuturor magistraților. Da. Mai sunt, omenești, greșeli. Mă refer la cauzele penale, cele civile, că acolo nu știu, da? Deci n-au fost până acum, sper să nici nu fie chestii genul ăsta. Au fost niște erori în trecut, care, din fericire, au fost, deși, târziu pentru oamenii, au fost asumate de către DNA Suceava, ei și-au asumat greșeala, da? Le-au reparat, merge mai departe. Dar asta înseamnă să câștigi respectul și să menții prestigiul instituției. Am greșit, recunosc, îmi cer scuze, dacă le se acceptă sau mea culpa sau, mă rog, plătesc, da?